Domnilor, stimați invitați, ați fost convocați la ședință ordinară. Următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Hâncu Benone, supliant pe lista Partidului Social Democrat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunii Pârjol pentru anul 2024, estimări pentru anii 2025-2027 aprobate Comuna Pârjol și al programului de investiții pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrații din aparatul de specialitate al primarului Comunii Pârjol Petrovac. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunii Pârjol și respectarea condițiilor de mediu. Din cei 15 suntem 14. 13. Înainte de a da drumul la proiectul de ordine de zi, supun spre aprobare procesele verbale din data de 18.1, 31.1 și 8.2. Cine este pentru? Pentru 18.1. Procesul verbal. Nu, de toate. De toate. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu putere. Atunci trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Hâncu Benone, supliant pe listele Partidului Social Democrat. Prezintă doamna Margareta, Spătaurul, secretar general. Având în vedere încheierea finală de investire și de ședința din Camera de Consiliu din data de 29 ianuarie 2024, în dosarul 36/260/2024, având ca obiect validat mandat consilier supleant, prin care a fost validat mandatul supleantului Hâncu Benone pe listele PSD, comunicate către UAT Pârjol și înregistrat sub numărul 588 din 2 februarie 2024. În conformitate cu prevederile 124 articolul 208 din aurul 57 privind codul administrativ, Consiliul Local cu modificări și completările ulterioare, precum și hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 18 ianuarie 2024 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Laslo Marcel, ales pe lista de candidați PSD. Așa, supunem, adică propunem să ia act de depunere a domnului jurământului de către domnul Hâncu Benone. Deci vă rog frumos să depunem jurământul, dar și putem să... Jurul de efectul să lăsea și drepturile fundamentale ale omului și să aplică în mod corect fără pregătirile de țării, să îndeplinesc conștiincios în datorii ce împedie în funcția publică în care să păstreze pentru profesional și să respect normele de conduită profesională și civilă. Așa să ne-am de Dumnezeu. Dar nu ajungi. Așa, și cu domnul consilier local Benone va face parte din Comisia de Specialitate numărul 2 al Consiliului Local al Comunei Pârjol și prevăzută în hotărâri în HCL 61 din 2020 privind respectiv Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică și Disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor. Deci o să fiți în Comisia Juridică dumneavoastră. Da? Să vă rog bun venit! Și mult succes în activitatea pe care poziția arătul din SMA. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Pârjol pentru anul 2024, estimări pentru 2025-2027, aluate cu Comuna Pârjol și al programului de investiții. Prezintă doamna advocat.
O secundă, că nu pot să stau, vă rog să luați în calcul votul meu, da? Da, pentru ordinea de zi și pentru propunerea de astăzi. Are o problemă? Am o problemă, nu pot rămâne. Da. Domnul, da? Ședinte de ședință, să vă notați pentru toate proiectele, dar pentru toate proiectele de astăzi, de ordinea de zi. Da. Sunteți de acord? Da. Da, da. Să vă mulțumesc foarte mult! La bugetul de venituri și cheltuieli, veniturile se constituie din venituri și impozite taxe locale de la Primăria Păstrăluiei, 231.13, cote alocate din impozitul de venituri 1622. Sume și cu cote de parcare din TVA 5776 de lei. Avem contractele de finanțare semnate prin BNRB, care sunt în valoare de 7076 de lei 65.000 lei. Avem program finanțat prin Angel Salin 7034 de lei. La PNRB 548.44 și avem subvențiile și transferul de la pentru ajutorul de încălzire și suplimentul de energie pentru sezonul rece 2023-2024. Total venitul 24.148.42 lei. Cheltuielile bugetare au fost împărțite. Cheltuieli personal 5.590.17 lei. Bunuri și servicii 1.500.15 lei. Transferul între instituțiile administrației publice, este vorba de persoanele cu handicap instituționalizate, care se transferă la Consiliul Județean Bacău 10.000 de lei, asistență socială 1.068.34, asociații și fundații, suntem membri în anumite asociații unde avem de plătit cotizații anuale. Momentan avem pentru ADIP cotizație de 15.000 de lei, aprobată prin hotărâri din Consiliul Local. Urmează... Adip suntem sau mai sunt și alte societăți? Avem Adisul, avem Galul Mus, avem și altele, numai că trebuie... Care zis? Mus? Galul Mus Montana. Numai că trebuie să emise hotărâri din Consiliul Local în cursul anului și să vedem de unde completăm sumele pentru momentul în care se aprobă hotărâri din Consiliul Local. Programe cu finanțare fonduri externe de rambursabile 665,93, proiecte cu finanțare PNRR sunt la nivelul de 7732,47 și cheltuieli de capital, altele decât astea care sunt, avem contracte de finanțare semnate, 8457,36. Aici intră și Angel Salini și PNDL-ul și toate cheltuielile. Astea sunt cheltuielile momentan, sumele de la Consiliul Județean Lune au fost alocate, ca și creșterea, a fost creșterea la cheltuielile de personal cu 5% față de nivelul la decembrie 2023, conform actelor normative în vigoare. La bunuri și servicii, momentan am pus 87% din cheltuielile cât am avut anul trecut, pentru că sumele sunt mai mici. Alocările de anul ăsta sunt mai mici cu 2 miliarde decât ce ne-au fost de anul trecut alocate de la bugetul de stat pentru... Ca și activități la partea de investiții, avem prinse cât e contractul de finanțare, atât e și cheltuiala prinsă momentan. Pentru că neavând sume suficiente de alocare, nu avem de unde să dăm părțile care trebuie plătite și din bugetul local. La fiecare proiect, noi avem și cheltuieli neeligibile, care trebuie suportate. Autorizările, avizele care sunt pentru plăți. O să vedem pe parcurs dacă vom mai fi alături de detalii. Dar din lucrările începute anul trecut, ce datorii ar mai fi către firme? Păi, din lucrările începute de anul trecut, ele sunt în curs. Nu... Dar nu sunt finalizate. Adică ele nu sunt într-un caz în care... Parte din... Sigur că da, au fost decontate. Alea sunt scăzute din partea de cheltuieli și s-au decontat. Acum avem restul de executat. Pe
proiectele care sunt în derulare. Dar se știe totalul, dar se știe totalul de bani. Păi, de exemplu, la GIS, actualizarea PUG-ului în format electronic, cum se cere acum. S-au decontat 55.811. Atât au fost. Partea de cheltuială este mai mică, cu 55.811, care au fost decontate. Ne-au transferat cei de lucru, așa funcționează la PDRR. Ai făcut lucrarea, transmis documentele, ei virează banii și noi facem plata. Nu se plătește înainte. Clar nu se plătește înainte. Și la PNDL la fel. Numai la proiectele cu final. Ce lucrări mai sunt pe PNDL? Numai la proiect. Ce lucrări mai sunt pe PNDL? O costă 183 care în ianuarie, care luna ianuarie, Ministerul Dezvoltării ne-a transferat 548.000, iar noi am plătit lucrările executate. Că trebuia finalizat contractul. Sunt chiar și ăla pentru mai zic PNDL. Dar mai e încă în ce bază e? Lucrare. Cu drumul la Băgășe. Cu drumul la 183. Păi spun chestii, ce să mă, mai sunt câteva pus asfalt, câteva perice, dar alea sunt din buget, dar s-au terminat în PNDL. Bine, dar are, s-a îndepărtit bani, nu s-au plătit toți banii fără. Din PNDL, dar tot. Mai avem acuma cortele la ICT, la procesul verbal de recepție, se recalculează cotele către Inspectoratul de Construcții, Inspectoratul de Stat în Construcții. Trebuie să le dăm și lor, ceva. Păi e o diferență de... N-ai autorizație dacă l-ai. Supunem la vot punctul 2 pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 3 pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație din aparatul specializat de Comunitatea Județului Tubacu. Având în vedere prevederile legii 177 care au apărut acum în anul trecut, în 2023 și au amânat până n-au avut normele de aplicare, deci au emis pe 18 ianuarie 2024, prin care au modificat legea cadru de salarizare 153-2017, au introdus și articolul ăsta prin care pot deconta, deci se poate deconta cheltuielile de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual. Este apărut în 94, o trebuie în 93. Ei, era înainte erau niște facilități pentru funcționari publici, acum avea niște facilități, acum chiar este lege dată cu normele de aplicare și persoanele care sunt, da. Deci dacă aveți întrebări, mă spunea că e aplicat, trebuie să o aplicăm și nu punem în aplicare. Dar ce se referă? Cheltuielile de transport, exact, de control. De la domiciliu, de la domiciliu până la locul de muncă. Ca și la profesor, asta vrei. La școală se decontează de gen, dacă ești din localitate, nu se decontează. Aici la fel, aici. Din afara localității. Nu te duc pe la Băzești și la voi. De exemplu, să cer bilete, să cer abonamente, dacă vii. Dar scrie și aici. Nu, este o cerere aici anexată. De distanță. Nu, aici în afară. Și aici cum vrei. Dacă vii cu microbusul, îți depui biletele. Dacă vii cu mașina personală, trebuie să depui certificatul. Certificatul de mobilitate. Este mașina ta, da. Exact condițiile și numărul de kilometri care sunt pe dependență, se scoate numărul de kilometri. Nu punem noi de la noi. Și cum se contează la cadre, e normal să fii și la salarii. Dacă tot venim vorba de decont, ziceați că adăugați să știu pe un nou proiect cu decont navetă care nu se face. Sunt, dar nu sunt din vina noastră primăriei. Deci, mi s-a spus că s-au depus altele, s-au adus la... S-au depus, dar... O să le dăm drumul. Nu am spus că dăm drumul. Da. Tot discutam de cheltuieli și de, de cont. Supunem la vot punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 15. Da.
15, domnul Olaf Dorel. E aici. Și la primele, și la proces verbal și la tot, da? Așa, ca să spuneți votul dumneavoastră, dacă... Da, trecem la punctul 4 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor și responsabilităților care devin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărie a comunei Văzgoviți, respectarea condițiilor de mediu. Prezintă domnul Pușcaș Niculae, primarul comunei. Da, lăsați că e la mine proiect și o să prezint eu. Da, nu. E un proiect de hotărâre care am aprobat an de an, că este obligația noastră. Cei care vin de la mediu și în asta este primul lucru care cer hotărârea și cu respectarea obligațiilor cetățenilor și a... Din sub program, agenților economici, da, în frumusețare, sunt și contravenții, sunt mai multe care trebuie să le respecte fiecare, da. Acum v-am primit, știți, și dumneavoastră de atâtea ani. Acum contravenții și vânturile mai nu cred că... Dar cred că de bună acolo chestia să înțeleagă fiecare. E folosința fiecare. Da. Nu poți să-și amendă și... Bine, că noi trebuie să prevedem și lucrul ăsta aici. Și că și un lucru foarte important. Adică ne aștept tu să vină ajutorul social să scosească în fața porții. Da, da. Mai așteaptă. Da, unde sunt persoane vârstnice? Unde sunt persoane cu dezabilități? Da, asta nu vorbim de asta, dar unde... Din păcate se știu că foarte multă lume din așa, așa așteaptă să știu. Sunt foarte buni de muncă, deși mai sunt și la ajutor social și stau acolo și... Păi nu, la poliția locală n-ar putea să întâi să le fac un proces vreodată, dacă la poliția și după care... Da, la 5500 de persoane, vă dați seama că lumea trebuie, noi asta e pus pe site, ar trebui, lumea trebuie să știe. Lucrurile astea au fost din întotdeauna, nu? Eram copilă când părinții mei curățau în față, deci și eu știu lucrul ăsta, da. E chestia că le zici și nu fac, dar trebuie să mai fac ei de... Dacă nu vrea, nu învățăm, dar nu învățăm. Astea să... ca să mergem în crezi că plătești în programele. Da. Okay. Trebuie să plătești și domnul la mediu. Dăm amestii și ne plăscăm. Păi nu, că din carci cu... Păi da, ea mi-a spus din carci aici. Da, și după aia le faci. Păi și nu știu să vă mărie am să vedeți și stați acolo în casa acolo. Adică numai el dacă ceze. Atât. Da, trebuie să ducă în instanță. Trebuie să ducă în instanță. Să fac... Știu că sunt niște pari, dar... Totuși ei nu trebuie să-i lăsăm așa. Uităm ce e lucru și pe... Noi le explicăm, dar ei au alte păreri. Ce să facem? Da, supunem la vot punctul 4 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și am o problemă. Dacă mai sunt probleme. Eu. Știți că am făcut o referație, dar mi-am asumat o chestie care nu trebuia. Pentru că nu toți consilierii sunt de acord cu ceea ce am propus atunci pentru tablete. Așa că, domn primar, eu renunț. Mulțumesc. Când sunt toți de acord, mai insist. Dacă nu, nu insist. Nu toată lumea vrea și atunci cel mai vreau. Eu renunț la referat și la tabelul nominatului. N-am niciun fel de... Nu credea cu toți, am la cea putea fără cu toți. Să îmi duneți un program și nu știu. Cu forța am fost să le ajut. Nu știu. Da, dar nu, pare rău că am... Nu trebuie, vă rog să mă scuze. Nu trebuie să mă scuze. Am crezut că toată lumea a venit de acum. Am numai vrei tablete? Nu. Dar pentru biserici, domn primar, s-o... Colegii, cum... Iată. Îți mai acordă sau... Dar nu avem buget, după am dat să vedem. Ce anume? Da, direct. La biserici. Nu, cu spaghetii. Eu am zis și-o luat cernici și-o spălat cu banii lui. Acum aveam să știu, dar... Dar lemnele de acolo care s-o tăia și s-o carată de la el acolo nu ți-a? Nu, v-a dat din rampă, din... Da, bă, din... La biserică. Nu, dar toate lemnele care s-au curățat acolo, de când s-au curățat acolo? Sunt acolo. Și unde sunt lemnele? La biserică. Așa, el a vrut să mai... O, da, nu știu că s-a curățat când am... De 3.000 de lei. De 3.000 milioane. Nu, vreau să știu ce știți. Așa sunt oamenii gospodari, știi? Nu, așa să ieși în dejunie. Vreți să știm dacă e de la el sau s-o acordați la primărie? Asta e o întrebare. N-am
N-am întrebat. Nu a venit nicio solicitare. Da. Și acordarea la, la primărie este prin hotărâri de consiliu. Deci o să fiți, cum o să știți dumneavoastră? Dar s-o dat pe fiecare an. Da, bineînțeles. De aceea am și întrebat, se poate, eu știu. Cu contribuție e doriaș. Da. La noi se dă Ați o montat centrală la Câmpeni? Da, da. Păi ce zis, am fost trai. Și acum e bun de lua legii. Fiind de prinsate toate subiectele, vă urez doar.